Noi date despre vaccinul anticovid-19 dezvoltat de Pfizer, care urmează să ajungă în Europa, deși inițial dozele urmau să fie transportate în lăzi frigorifice la temperaturi de minus 80 de grade Celsius, acum compania aeriană United Airlines a obținut aprobarea pentru a transporta serul la o temperatură mai mică. Totuși, specialiștii spun că la nivel european există mai multe fabrici care au o capacitate mare de producție, astfel că trebuie să ne concentrăm pe piața europeană. Vorbim despre acest subiect cu Gindrovel Dumitra, președintele Comisiei de Vaccinare. Bună ziua! Bună ziua! Sunt, îmi cer scuze, coordonatorul grupului de vaccinologie a Societății Naționale a Medicilor de Familie. Am reținut. Până la vară vom avea 70% din populație vaccinată, a spus în urmă cu câteva minute Nelu Tătaru. Ce părere aveți? Cum vi se pare această estimare? Se vede luminița de la capătul tunelului? Da, se vede lumința de la capătul tunelului. Apar din ce în ce mai multe date care ne spun că urmează să avem un vaccin sigur și eficace, iar pentru asta trebuie să ne pregătim ca să fim capabili ca până la vară să putem să vaccinăm 70% din populație. Sigur că acest lucru depinde de mai mulți factori, printre care aș enumera pe de-o parte capacitatea sistemului sanitar românesc ca să livreze acest vaccin, iar pe de altă parte încrederea populației care trebuie neapărat să fie una conformă, adică să accepte vaccinarea. Pentru că în absența unei aderențe la activitatea de vaccinare din partea populației, practic nu vom putea atinge acele valori de 70% acoperire vaccinală și vom putea să continuăm și în anii următori cu această pandemie. Din păcate, din acest punct de vedere, în România nu stăteam grozav nici înainte de pandemie. Din punct de vedere al încrederii în campaniile de imunizare, vaccinul anticovid este primul din istorie fabricat atât de repede, în mai puțin de un an. Ce argumente vor putea fi oferite populației pentru a accepta să se vaccineze? Păi, în primul rând, discutăm despre un vaccin aprobat. Adică nu se va administra în România și nicăieri în Uniunea Europeană un vaccin care nu va fi aprobat de către autoritatea competentă, care este Agenția Europeană a Medicamentului. Ori, în luna decembrie va fi făcută o evaluare, de fapt această evaluare se face în sistem online, orice dată care este transmisă de către producători este evaluată imediat, astfel încât procedura birocratică de evaluare a oricărui produs medicamentos să fie cât mai scurtă. Asta pe de-o parte. Deci, cu siguranță, noi discutăm în acest moment de vaccinarea cu un produs aprobat. Da, cu număr de infectări în creștere la nivel mondial, sisteme medicale la limită și medici epuizați, singura salvare ar fi aceasta, vaccinul. Una dintre necunoscute este cât timp ne va proteja. Sunt cunoscute toate aceste informații? Da. Sunt persoane care au trecut deja prin boală și se întreabă la rândul lor, vor mai avea sau nu nevoie de vaccin? Dacă ne mai auziți? Domnule Dumitra, dacă ne mai auziți, aș vrea să vă rog să încercăm să ne înțelegem, să mergeți într-o zonă unde aveți acoperire mai bună. Da, nu, se pare că am pierdut această legătură telefonică directă. A fost Gindrovel Dumitra, președintele Comisiei de Vaccinare, despre faptul că apar noi date despre vaccinul anticovid-19 dezvoltat de Pfizer, care urmează să ajungă în Europa. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate și revenim.